Rând pe rând, comunele din preajma municipiului Pașcani încep să își stabilească viceprimarii. Zilele trecute, legislativul din Comuna Cristești a stabilit cine va fi cel de-al doilea om din primărie pentru următorii 4 ani. Aleșii locali au votat în unanimitate ca viceprimarul să fie Constantin Însurățelu. Da, pe data de 5 noiembrie 2020 s-a ales viceprimarul Comunei Cristești în persoana domnului consilier local Însurățelu Constantin, cu 13 voturi din 13, adică unanimitate. Și în Comuna Moțca a fost votat viceprimarul. În această situație a rămas în funcție alesul local din mandatul trecut și anume Daniel Câmpeanu. O schimbare a avut loc în Comuna Lespezi. Legislativul a ales pentru această funcție un tânăr liberal și anume Lucian Marcu. Joi 12 noiembrie, legislativul local din Comuna Stolniceni-Prăjescu se va întruni pentru a alege cel de-al doilea om din primărie. În Miroslovește, o astfel de ședință nu a fost stabilită, deoarece săptămâna viitoare se va completa legislativul cu 2 consilieri supleanți care vor depune jurământul.